Cea mai cunoscută clarvăzătoare din România zilelor noastre, Maria Gheorghiu, postează pe blogul său numit Dumnezeu există mărturii anumite profeții care ajung la ea prin binecuvântarea Duhului Sfânt, afirmă aceasta. De multe ori a vorbit despre proteste și dezastre naturale, furtuni, vijelii. Însă atunci când Duhul Sfânt nu-i arată nicio previziune, aceasta scrie despre rugăciuni. În ultima postare, Maria Gheorghiu anunță o altă profeție. Citez: dragii mei, în această noapte, în timp ce scriam aici pe blog, aud un glas tare rugător și un altul care aduce slava și închinarea Maicii lui Dumnezeu. Glasul rugător striga așa: către bunul Dumnezeu, păzește, Doamne, vie credința celor ce te iubesc pe tine, Dumnezeu ziantul. Apoi aud un alt glas care aduce cântare și slava preacuratei Fecioare Maria, așa: binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, roagă-te pentru noi păcătoși și miluiește-ne pe noi, cu rugăciunile tale la preascump Fiul tău și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mult prea iubitul Fiu al lui Dumnezeu. Clipă în care, dragii mei, văd cerul ca de noapte de culoare albastră, violet strălucitor, iar pe cer, mare cât bolta cerească, stă Maica lui Dumnezeu, îmbrăcată în veșminte roșii catifelate, având pe brațul său stâng pe pruncul Iisus Hristos, îmbrăcat în veșminte albe ca de lumină, iar pe micuții și sfinții săi umeri avea o pelerină de culoarea cerului senin. Maica Domnului îmi spune cu glas blând și duios așa: să vă iubiți între voi ca niște frați și surori ce sunteți întru Domnul. Am încheiat citatul. Maria Gheorghiu afirmă într-o altă postare că revoluția din 1989 nu a fost nimic pe lângă cea care urmează. Aceasta spune că vor fi mulțimi mult mai mari și urmări mult mai devastatoare. Maria Gheorghiu a avertizat în urmă cu mult timp despre problemele războiului. Parlamentul României, câmp de adunat mușețel, vor să arunce casa poporului în aer, este vizat de teroriști, rușii sunt cu ochii pe noi, pe deveselu, este un pericol, așa consideră pentru ei rușii, dar și pentru noi, pentru viața care e acolo. De multe ori m-a avertizat cu deveselu. Celebra clarvăzătoare susține că pe fondul acțiunilor militare demarate de Rusia în Ucraina, panica este tot mai mare în întreaga lume. România va trece printr-o revoluție foarte grea, va fi vărsare de sânge, vor ieși în stradă, vor fi la început civili, apoi se va ajunge la adevărata revoluție mare. Vedeam oamenii cum se îmbrânceau, cum țipau, vor fi și morți, și răniți. Sunt și vor fi influențe externe. Vedeam o încăpere, era o mamă și strângea copilul în brațe și spunea: te rog, te implor, nu ne vinde lui Soros. Tot ce se întâmplă duce spre o revoluție, spunea Maria Gheorghiu în urmă cu un an. În urmă cu câțiva ani, Maria Gheorghiu a prezis tragedia din Clubul Colectiv, unde și-au pierdut viața mai mulți tineri. Recent, celebra clarvăzătoare a vorbit despre războiul dintre Rusia și Ucraina. Aceasta a declarat că România este ferită momentan de război, deoarece este protejată de forțele NATO. Totodată, clarvăzătoarea a precizat că la un moment dat va izbucni un război în România și va începe din Carpații Orientali. Al treilea război mondial va porni de la noi din Carpați, din Carpații Orientali. România totuși este ocrotită de cutremure devastatoare, a spus aceasta în urmă cu câțiva ani. Maria Gheorghiu a mărturisit că președintele rus, Vladimir Putin, are o problemă cu una dintre localitățile din România, însă nu a dat nume pentru a nu crea panică. N-aș vrea să dau nume ca să nu creez panică. Din sudul țării, nu din nord, se știe. O localitate anume din România noastră, localitate pe care actualul președinte Vladimir Putin o privește nu cu mult drag, ci pur și simplu îi stă în gât, a declarat Maria Gheorghiu. Maria Gheorghiu a mai spus: vor sta deasupra României cum vor sta frunzele toamna în copaci. Celebra clarvăzătoare a mai informat că 2000 de extraterestri se pregătesc să invadeze lumea. De asemenea, aceasta a precizat că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea opri pe data de 20 mai. Nu înseamnă că ne va face rău, ci la un moment dat tot ce va veni din partea unei țări, a Rusiei sau a alteia, rachete sau bombe, aceste OZN-uri vor sta deasupra României cum vor sta frunzele toamna în copaci, a mai spus clarvăzătoarea la Antena Stars, potrivit redacția.ro. Pe de altă parte, Carmen Hara îi liniștește pe români și spune că țara noastră nu va fi lovită de război. Pe de altă parte, aceasta are câteva previziuni sumbre legate de Vladimir Putin și de situația economică a Rusiei. În context
contextul războiului, România nu va fi atacată. Este extrem de important pentru toți românii să știe că nu vor fi atacați. Dar războiul va continua. Nebunia acestui om nu se oprește aici. Nefericirea este că lucrurile se vor complica. Pe de o parte, el nu renunță, iar ucrainenii săraci nu vor nici ei să renunțe și lucrurile continuă să meargă înainte. Este însă o deteriorare totală a economiei ruse. Este o situație globală în lume în care o să vedem inflația cum nu a mai fost poate nici în 100 de ani, sau poate nu am experimentat-o niciodată în istoria lumii. Ăsta e anul răsturnărilor politice, a spus Carmen Hara pentru Click. Mai mult, celebra clar văzătoare afirmă că acest război îl va costa scump pe Vladimir Putin, despre care spune că ar suferi de niște complexe de inferioritate. Am vorbit de mai bine de un an despre aspectul numărul 1 care definește 2022, anul în care capetele politice de ani de zile vor cădea. Capul lui Putin va cădea, deci acest război îl plătește cu președinția lui, cu capul lui. După părerea mea, Putin este un om care suferă de niște complexe de inferioritate, așa ca psiholog, analizându-l și ajuns la această dorință acerbă de putere de ani de zile, a devenit într-un fel un pic de psihopat pentru că el nu mai are compasiune, nu mai are iubire pentru oameni, nu-l mai interesează, minte, nu te poți baza pe cuvântul lui, nu este un lider pe care să-l intereseze ce se întâmplă în lume, de fapt, nu-l interesează decât de puterea lui, este megaloman, a mai spus Carmen Hara pentru sursa citată. În încheiere, Carmen Hara a afirmat că Putin va fi înlăturat de la putere în cursul acestui an. Pe de altă parte, copilul profet Vaceaslav din Rusia a lăsat în urma sa un scenariu extrem de sumbru despre viitorul omenirii. El a făcut previziuni despre viitorul Rusiei, al țărilor vecine, dar și al marilor puteri ale lumii. De asemenea, a văzut că Marea Neagră nu va mai exista. El a susținut că va fi o explozie pe mare, în cer, ulterior va arde în întregime. Vaceaslav s-a născut în martie 1982 și a murit în aceeași lună anului 1993. Băiatul provenea dintr-o familie ortodoxă. Avea aspect angelic, era un copil extrem de bun ascultător, inteligent și pios. A demonstrat abilități supranaturale de la o vârstă fragedă. Prorocea, diagnostica și trata boli dintre cele mai grave. A fost luat de două ori la Mănăstirea Sfânta Treime a Sfântului Sergiu, unde a avut discuții lungi cu starețul, iar darul lui de vindecare a fost certificat ca fiind dumnezeiesc. În ziua în care se spovedea și se împărtășea, nu primea pe nimeni. Îi ruga pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu, să se spovedească și să se împărtășească, să se roage cât mai mult acasă. Se bucura foarte mult când oamenii ascultau. Datorită lui s-au convertit la ortodoxie mulți dintre cei care erau de alte religii. Ghicea gândurile oamenilor, indiferent de distanța care îl despărțea de aceștia. Știa ce gândește președintele american, președintele Rusiei, unde și câte bombe atomice sunt, ce cantitate de armament. Pentru el nu existau secrete, scrie vremuritulburi.com. Iată mai jos câteva dintre profețiile lui Vaceaslav. Marea Neagră nu va mai exista. Pe fundul mării sunt niște microorganisme, un fel de viermi care elimină hidrogen sulfurat. Se formează un strat de hidrogen sulfurat, iar stratul de apă este foarte subțire. Și, pentru că în atmosferă s-au acumulat deșeuri chimice cu capacitate de aprindere, va rezulta o explozie pe mare, apoi în cer. În final, marea va arde în întregime. Turcia va arde în mare parte. Pământul e amenințat de mișcarea plăcilor tectonice în diferite direcții. Odessa se va rupe în bucăți imense care vor începe să se deplaseze. Săpăturile pentru extracțiile de marmură, aur, petrol, gaz au dus la formarea unor goluri imense în interiorul pământului. Din cauza cărora, în timpul încălzirii globale, vor fi surpări de teren la mare adâncimi. Pentru viața ei plină de sărbătoare, Moscova se va prăbuși. Se va mai vedea doar o parte din Kremlin, iar conducerea masonică prezentă în Rusia se va muta în Germania, la Bonn. De acolo vor fi trimise brigăzi de intervenție rapidă. Țărmurile țărilor baltice vor fi acoperite de un val foarte mare. Va șterge totul în calea lui. Nu vor mai rămâne nici măcar dărâmături. Va rămâne doar nisip. Apele subterane se vor ridica și vor inunda orașul Sankt Petersburg.